Scenariu exploziv lansat pentru români de premierul Ludovic Orban. Acesta consideră că ar trebui crescută vârsta de pensionare pentru anumite categorii de angajați până la 70 de ani. Declarația a fost făcută în contextul în care guvernul a stârnit deja un val de nemulțumiri, după ce a anunțat că vrea să interzică din nou cumulul pensie cu salariu în sectorul bugetar. Premierul vine cu o propunere șoc pentru anumite categorii de angajați. Creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani pentru a nu mai cumula pensia și salariul de la stat. În anumite domenii, cum sunt educație, cultură, sănătate, sunt persoane care pot să lucreze și după vârsta de 65 de ani, în măsura în care își păstrează capacitatea de a lucra, până la o vârstă, să zic, până la 70 de ani. Ceea ce am spus este că trebuie să li se permită să decide ei dacă lucrează până la vârsta respectivă. Și președintele a declarat că nu este normal ca români ieșiți la pensie și care lucrează la stat să primească și salariul cuvenit și să încaseze și pensia. Foarte mulți specialiști și-ar dori să rămână în activitate un pic mai mult timp și acest lucru se poate. Dar atunci trebuie găsite metodele cele mai bune pentru a întrerupe, de exemplu, pensia, de a continua pe un salariu. Acest lucru nu ar fi însă în beneficiul nimănui, sunt de părere profesorii. Asta pentru că o astfel de măsură ar adânci și mai mult lipsa forței de muncă. Pentru învățământ va fi rău. Pentru că și așa este lipsa de profesori. Am ajuns la concluzia că și parlamentarii spun lucruri trăsnite. Domnul Orban să umble cu recensământul prin țara românească, să găsească 5400 de cadre didactice, să îi invite la catedră. Aș prefera oricum profesori mai în vârstă, care au mai multă experiență decât profesori mult prea tineri. Liolguța Vasilescu a reacționat imediat printr-o postare pe Facebook. Fostul ministru a precizat că i s-a cerut și acest lucru de către Comisia Europeană, însă este imposibil de crescut vârsta de pensionare, deoarece România are o speranță de viață de 74 de ani. Posibilitatea